Bună dimineața, prieteni! Vă salut cu respect de aici, din Matalascanes, sau Matalascania. Este ora 9, ne îndreptăm ușor-ușor către plajă. Ne-am trezit foarte de dimineață și ne-am propus să mergem la plajă, prieteni, pentru că aici dimineața este foarte, foarte tare. Te relaxezi foarte bine pe plajă, mai ales când faci o baie. Suntem în orașul Matalascanes, am plecat de acasă. Deja oceanul este foarte aproape de unde stau eu, cam 300 de metri, 400 de metri relativ. Și ne auzim mai de aproape de acolo, de la ocean. Suntem prieteni, 1 iunie 2019, este ziua copilului, la mulți ani tuturor copiilor, de pretutindeni, bineînțeles. Aici este, după cum vedeți, este un muzeu, se cheamă Torre Almenara, acel tur, dacă îl vedeți, în partea cealaltă. Ca să vedeți și noastră ce sens giratoriu frumos au spaniolii. Foarte tare. Cu anumite forme și sunt multe prieteni aici, prin zona asta unde sunt eu. Nu mai zic în toată Spania. Suntem la aproape 60 de kilometri de Huelva. Este o zonă foarte, foarte turistică aici în Matalascanes, sau Matalascania, nici nu știu cum se pronunță până la urmă lumii, pentru că nu știu foarte bine să vorbesc spaniolă. După cum vedeți, oceanul foarte, foarte, foarte frumos. Matalascanas accesibil, map de acceso la Orila. Deci ori Matalascanes, care apostroful ăsta de N, ori Matalascanias, ori Matalascanas, în fine, coasta asta de unde se întinde din stânga și din dreapta are aproape 5 km, prieteni, ia uitați, plaja este de 5 km, are absolut toate utilitățile, toate facilitățile pentru a se simți bine turiștii care vin aici în Matalascanes. Eu astăzi am propus să vin aici în această dimineață să facem plajă, după cum am spus. O să coborâm mai jos și o să filmez și de acolo, prieteni. Dimineața este cel mai bine să vii la plajă aici, pentru că este foarte, foarte liniște, nu este aglomerație. De aceea recomand tuturor turiștilor care vin aici în Matalascanes să vină dimineața la plajă, este foarte plăcut. Bineînțeles, și peste tot în lume este recomandat dimineața și după ora 4. La plajă. Aici avem și puesto de socorro. Bănuiesc că este ceva pentru spațiu amenajat pentru salvamari. Lumea deja se plimbă pe plajă. Foarte tare. Și o să mergem și noi acolo, să ne plimbăm și noi. Foarte frumos. Nu știm cât o să mai stăm aici în Matalascanes, pentru că era vorba de 2 luni de zile. Dar jobul meu s-ar putea să se schimbe pe aici. Ia uitați ce frumos. Nu știu dacă la noi, România, există să te sperzi de nisip, să faci un duș. Și chiar funcționează. Ia uitați. Ciupa. Foarte tare.
Și acum o să mergem și noi pe nisip, pe nisipul cald și incendiar. Oceanul Atlantic. Oceanul Atlantic, Oceanul Atlantic. Peste câteva zile vom merge la 5 km de plajă, prieteni. Vreau să vă arăt și ceva de pe acolo. Știu că pe aici am mai filmat. Foarte tare la ocean. Un nisip foarte, foarte fin, prieteni. Mizerie nici vorba pe aici, cum este pe la noi, pe la mare. Tot zic, mai aveți și o mizerie pe aici, dar la noi e prea de tot. Aici este superb de curat și lejer și frumos. Haideți să mergem și noi la ocean un pic. Am filmat deja 6 minute, prieteni, este filmare Full HD, videoclipul se va urca astăzi pe YouTube, 1 iunie 2019, la mulți ani tuturor copilor, după cum am spus prima oară, la mulți ani fetei mele, Sofia. Nu știu cât timp voi mai sta aici, după cum am spus, pentru că aici în Matalascane o să schimb jobul, o să merg în altă direcție și voi filma de acolo, prieteni. Nu știu dacă voi mai avea ocazia să fiu la Oceanul Atlantic, corect? Da, Atlantic, soarele, ia uitați de unde bate. De aceea pe mine mă frage praf la ochi. Foarte frumos oceanul, foarte curat, super, super tare. Frate Eugen, vă pupă și nu uitați, ne mai auzim și cu un alt video de aici, din Matalascanes, Matalascania. V-am spus, nu știu cât timp voi mai sta aici, dar vă voi anunța pe YouTube, nu uitați să vă abonați la mine, la Frate Eugen. Și să călătoriți foarte, foarte mult, pentru că asta e viața adevărată, să călătoriți. Vă pup, ceau!